Dacă de sărbători ne-am bucurat de toate bunătățile specifice Paștelui fără să ne gândim la kilogramele în plus, a venit momentul să privim în oglindă. Parcă hainele nu se mai așează bine, ținutele de anul trecut nu se mai potrivesc, iar despre costum de baie nici nu poate fi vorba. Aspectul fizic nu este o problemă doar pentru femei, ci și pentru bărbați, care devin din ce în ce mai interesați de modul în care arată. Ce e de făcut? Să mergem la sală. Acum, după Paște, ar fi cazul, nu? Da, mai ales că vine vara, mergem la mare, la plajă. Chiar avem nevoie. E momentul. Chiar e momentul. În două luni de zile chiar se pot rezolva multe. Da, cam, poți să-mi spui cam câte kilograme s-ar slăbi în două luni? Sau, mă rog, centimetri cu, în talie? Și cum? Cu o dietă adecvată, o dietă sănătoasă, un stil de viață sănătos, nu sunt de acord cu dietele drastice. Poți să ajungi la 5 kg pe lună, fără nicio problemă. Orice tip de mișcare este benefică atât timp cât este practicată constant. Instructorii de fitness și aerobic spun că nu trebuie să ne ducem la sală doar cu gândul să slăbim, ci și pentru starea de bine pe care o avem după antrenament. După mesele îmbelșugate de sărbătoare, este momentul să veniți și la sală ca să ardeți caloriile depuse după masa de Paști. Așa că încercați să veniți ori să mergeți pe bandă, ori la bicicletă, ori la o oră de Zumba, Tai Bo sau Kangoo Jumps. Recent, Societatea de Nutriție din România a formulat Decalogul Sănătății. Printre recomandările medicilor se numără: păstrează-ți plăcerea de a mânca, însă nu trăi pentru aceasta, bea zilnic cel puțin 8 pahare de apă și evită excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru un corp sănătos nu trebuie să iasă din discuție sportul.